Republica Moldova comemorează 32 de ani de la războiul din regiunea transnistreană, în memoria celor aproape 400 de oameni care și-au pierdut viața în luptele pentru apărarea integrității și teritoriale și independenței, au fost organizate mai multe evenimente. În întreaga țară s-au depus flori la monumentele eroilor, s-au ținut slujbe de pomenire, iar la Chișinău a avut loc un marș. De dimineață, conducerea de vârf a Republicii Moldova a depus flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Păstrând memoria luptelor de la Nistru din anul 1992, ne asumăm solemn să nu admitem niciodată repetarea acelei tragedii. Și chiar dacă mai există forțe care încearcă în continuare să sădească neîncredere și discordie între noi, o spun clar și răspicat, nu vor reuși nici acum și nici pe viitor. Veteranii au depănat amintiri dureroase, dar încă vii. Noi toți ne-am dus voluntari, necătând la faptul că majoritatea eram polițiști. E țara noastră. Dacă noi nu apărăm, n-are cine apără. Fratele mi-am pierdut. Mama mea a fost rănită din primele zile, colegii, sătenii au fost grav răniți. Și atunci ne-a ridicat și noi. Am pus mâna pe ce-am avut, cu gărăvi, cu puși de vânătoare, și a ieșit și ne-am pornit și noi să ne apărăm casele. Evenimentul a continuat cu depuneri de flori și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, iar mai mulți studenți ai Academiei Ștefan cel Mare, membri ai Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger și veterani s-au unit în marșul memoriei și recunoștinței. Cei căzuți la datorie în războiul de la Nistru au fost comemorați și la Fântâna Eroilor, în apropierea localității Varnița. Un sobor de preoți, în frunte cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a ținut o slujbă de pomenire. Care s-au jertfit pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea noastră. Noi, acei din Tiraspol, suntem datori celor care au căzut aici pentru ca să avem posibilitate să învățăm în limba română, să știm datele noastre, să ne cunoaștem istoria. Lucrurile cele niciodată nu se uită, pentru că avem rude căzute, avem prieteni care au fost chinjuiți de către forțele negre ale Tiraspolului. Istoricul Octavian Țicu a împărțit celor prezenți ultima sa carte, Rusia și separatismul transnistrean în Republica Moldova, implicări geopolitice, militare și energetice. Faptul că venim an de an și în acest loc și în alte părți arată un atașament profund față de memoria celor zile, de combatanții care au murit. Aproximativ 30.000 de persoane, militari, polițiști și voluntari au luat parte în războiul de la Nistru. Aproape 400 de persoane și-au pierdut viața în timpul luptelor, iar alte 10 sunt date dispărute.